Noi l-am urmărit pas cu pas de cum a intrat în țară. Noi am fost primii cu care a discutat. Tot noi am fost invitați personal și la concertul lui. Chișinăul va ține minte multă vreme recitalul lui Horea Brenciu și a orchestrei lui. Horea Brenciu s-a ținut de cuvânt. Așa cum ne-a promis, a susținut un concert de excepție la Palatul Național. Cu cântece de ale noastre, concursuri și dansuri, Brenciu și orchestra sa au improvizat, au cântat, au glumit și au tot lăudat publicul de la Chișinău. Le-am pregătit moldovenilor mei de aici din Chișinău un spectacol nou. Chiar dacă îi spune la fel, facem spune inima, ăsta e un spectacol total nou. E un spectacol în care orchestra mea spune alte cuvinte, alte poante, alte regii, alte melodii. Și este un spectacol puțin mai scurt decât anul trecut. Ideea este că noi vom cânta fragmente sau piese întregi, toate însumate dau peste 90 de piese. Vom face niște lucruri pe care nu le-au mai văzut prietenii noștri din Moldova niciodată, pentru că au fost regizate de mine și am încercat să pun pe scenă nu doar muzică, ci și amintiri, ci și spectacol. Moldovenii știu să facă ce le spune inima. Horea Brenciu nu și-a permis să nu o ia în turneul său Fac ce-mi spune inima pe Vocea României, Julie Maiaia. Ieri o fată din Iași și de care nu știa nimeni, astăzi evoluează pe scene mari. M-a luat pe nepregătite această trecere, nu mă așteptam să fie așa de brusc. E frumos, da, acum cu câteva luni în urmă aveam o viață absolut normală, la fel ca toată lumea. Da, este într-adevăr o schimbare destul de mare, ne obișnim ușor, ușor. E ușor sau nu să colaborezi cu Brenciu? Este minunat, Horia este un zăpăcit în sensul bun al cuvântului. Este un om plin de energie de la care am foarte multe de învățat și cred că am reușit să învăț câteva lucruri de la el. La Chișinău, fata este pentru prima dată, chiar dacă s-a născut și a crescut la o aruncătură de băți, cum zice ea. Da, sunt din Iași, din păcate n-am ajuns niciodată, e prima dată când ajung la Chișinău. Este foarte frumos aici, oamenii sunt foarte calzi, foarte primitori, zâmbitori, este o atmosferă foarte, foarte plăcută aici. Dacă ar fi să participe acum la Vocea României și s-ar întoarce toate patru fotolii, Julie Maiaia categoric l-ar alege tot pe Horia. Horia mi-a fost aproape și m-a ajutat și m-a sfătuit în timpul concursului și mulțumesc Horia și da, dacă ar fi din nou să aleg, tot pe el aș alege. Și vă ajutăm.